Astăzi vom vorbi despre cotele de contribuții individuale și cotele contribuțiilor angajatorului la bugetul asigurărilor sociale, la bugetul asigurărilor pentru șomaj și la bugetul asigurărilor sociale de sănătate. Salariatului revin următoarele contribuții: contribuția la pensii pentru condițiile normale de muncă, în cotă de 25%, contribuția la sănătate în cotă de 10% și impozitul pe venit în cotă de 10%. Angajatorului revin următoarele contribuții: contribuția pentru asigurări sociale, 4% în cazul condițiilor deosebite de muncă, 8% în cazul condițiilor speciale de muncă. Contribuția asiguratorie pentru muncă revine în totalitate în sarcina angajatorului, această cotă fiind de 2,25%.